Spațiile mici întotdeauna dau bătăi de cap atunci când vine vorba de amenajări. Este important să știi ce vrei și cum poți să transformi spațiul. Un exemplu în acest sens este transformarea unui apartament de 38 de metri pătrați din capitală. Ne aflăm într-un apartament de 38 de metri pătrați, care nu avea la început nimic special din punct de vedere compartimentare și structură, însă prin eliminarea unor ziduri despărțitoare, cel dintre bucătărie și living și cel dintre hall și living, am creat spațiu de zi care comunică cu spațiu, cu bucătăria, și prin asta cred că am eliminat cel puțin vizual limitările celor 38 de metri pătrați în parte. Deși ai putea spune că la o asemenea dimensiune este probabil imposibil să obții un open space, designerul a ținut să contrazică normele obișnuite ale organizării și a reușit un lucru incredibil. În zona scandinavă am încercat să ne poziționăm cu amenajarea acestui apartament. Cumva am fost inspirați și de liniștea din apartament și de senzația de refugiu așa pe care o ai când intri în apartament, deși se află într-un imobil foarte central, fiind poziționat cu ferestrele spre partea din spate a blocului. E foarte liniște și chiar are o curte verde în spate și am vrut să cumva să continuăm cu senzația asta și în interior, printr-o atmosferă serenă, calmă, nu foarte colorată. Peretele despărțitor dintre bucătărie și living a fost eliminat, obținându-se senzația de spațiu. Au fost eliminate ușile balconului și a fost creat în acel spațiu o zonă de lucru. Acea nișă mai mare din perete, din punctul meu de vedere, sau din prima eu m-am gândit la un divan, care, mă rog, cumva multifuncțional, care să poată să fie și să înlocuiască și canapeaua, clasica canapea pentru zi, să poată fi transformat și în pat pentru noapte și dedesubt are și un spațiu de depozitare. Și cred că este un element foarte interesant în apartament. L-am și delimitat de restul apartamentului folosind un tapet în zona respectivă. Surpriza absolută a acestui apartament este peretele din bucătărie. Aici arhitectura a înlocuit faianța clasică cu bănuți. Peretele dintre corpurile superioare și inferioare ale bucătăriei am ales să le placăm cu bănuți din bronz. A fost o piatră de încercare pentru acest proiect și pentru relația mea cu proprietarii. Aici e semi-glumă, dar am aplicat noi bănuții și a fost un proces foarte lung și foarte migălos și care pe la mijloc era pe cale să eșueze din cauza că rândurile sunt foarte lungi, n-am reușit să păstrăm o linie dreaptă și la un moment dat deviaseră bănuții și nu părea să nu mai iasă bine. Aplicarea bănuților a fost un proces laborios pentru că s-a realizat manual, fiecare fiind lipit cu silicon. Un alt punct cheie al apartamentului este dormitorul, care a fost gândit ca o oază de liniște. Noptierele neconvenționale oferă o notă inedită stilului retrocontemporan cu influențe nordice. În general, în proiectele mele încerc cât se poate de mult să includ și obiecte vintage sau obiecte neconvenționale sau găsite măcar în locuri neconvenționale, dar asta depinde de multe ori și de preferințele proprietarilor și de timpul pe care îl avem la dispoziție. În acest apartament scaunele le-am luat din obor de la meșteri populari care vând acolo astfel de lucruri. Avem câteva obiecte de la magazine online sau magazine fizice românești de design, de obiecte de design sau obiecte de mobilier foarte drăguțe. Peroneria din bronz a fost păstrată, iar designerul a utilizat la maxim fiecare detaliu al apartamentului pentru a crea mai mult spațiu. Pentru maximizarea unui spațiu mic, putem să facem uz de mai multe trucuri. Într-o baie mică, folosirea unei gresii din bucăți foarte mici, gen mozaic, dă senzația de
spațialitate, culorile deschise, bineînțeles, nu cred că este un secret pentru nimeni, folosirea de mobilier cu picioare, mai ușor, mai aerisit, astfel încât să nu încarce și să îngreuneze un spațiu. Amenajarea a durat aproximativ 2 luni și a cuprins lucrări de renovare consistente, refacerea pereților, a șapei de sub parchet, înlocuirea ușilor, demontarea și remontarea parchetului, schimbarea instalațiilor electrice și de apă, refinisarea băii.